Salutare! Iată ce frumos a crescut indicele BET, începând cu octombrie 2022, practic ultimul sfârșit al planetei, până în decembrie 2023, aproape 43%. Vă rog să lăsați în comentarii cum credeți că va evolua pe termen scurt în următoarea lună, în următoarele două luni, având în vedere rezultatele economice ale României având în vedere că nu am înregistrat un boom economic care să reflecte o eventuală creștere de 42,62%. Dacă ne uităm pe indicatorii tehnici, este destul de clar că nu ar fi un moment foarte bun de intrat în piață. În opinia mea vedem RSI aproximativ 80, iar în momentul în care am avut RSI atât de ridicat, am, uh, am avut scăderi, dar, după cum vedem pe, pe graficul acesta, în luna octombrie am avut RSI peste 80, și uh, piața a mers puțin lateral, urmând apoi trendul de creștere peste Moving Average 50, linia roșie pe care am desenat-o aici. La începutul anului 2023 am avut acest Golden Cross, o intersecție între cele două uh, medii. De 250 de zile. Să vedem ce va urma în, în viitor, în 2024. Eu nu mă aștept la o recesiune, dar este foarte greu de anticipat, nu cred că poate nimeni să anticipeze. Pe termen scurt, betul pare overbought și mie nu mi se pare un moment bun de achiziție. Însă aștept și părerile voastre în comentarii, sunt foarte curios să văd ce credeți că se va întâmpla cu piața din România. Vreau să anunț că, începând cu acest episod, canalul nostru nu va mai accepta niciun fel de monetizare. Considerăm că avem destule beneficii doar prin faptul că vă vorbim și că aflăm părerea urmăritorilor noștri. Nu cred că este un canal care să se adreseze unui public larg. Mergem mai departe și nu uităm pe lichidități. Lichiditățile de luni-11 decembrie. Ce mi-a tras atenția în ultimele zile a fost compania iHand pe care o vedem în topul volumelor din ultimele zile. Pe piața aero este pe locul 2, după Life is Hard și observăm volume destul de mari pe, pe piața aero, neobișnuit de mari. În ziua de luni, OMV Petrom a avut volum mai mare ca Hidroelectrica. O altă creștere foarte importantă, Terraplast, dar să revenim întâi la iHand Iată ce creștere a avut. 42% cred că în 15 zile, dacă nu mă înșel, da, 42% în 15 zile pe volum ridicat. Din oversold a ajuns overbought. Este greu să, să aplicăm vreo, vreo strategie de analiză tehnică pe ihan pentru că are volume foarte, foarte mici iHunt care a început scăderea cred că prin 2021, în momentul în care în în care acționarul principal a vândut acțiuni. Vedem că acționarul principal acum cumpără acțiuni, a cumpărat la 0.3188. Ce poate să însemne asta pentru iHunt? Probabil că există ceva șanse de revenirea prețului unde era acum 2 ani, în 2021. Era o oarecare o o vâlvă cu această companie micuță, însă cifrele companiei în acest moment sunt destul de slabe. Am avut pierdere pe Q3. Dacă totuși facem o analiză referitoare la profitul din 2022, care eu cred că poate fi atins cu mare ușurință în 2024, o să vă spun și de ce. Am avut în 2022 4,5 milioane, capitalizare 31 de milioane, aproximativ 7 price per earning. Puțin sub 7, cred că vine price per earning, dacă raportăm prețul actual la profitul din 2022. Price per earning 7 pentru astfel de companie, mie mi se pare că este subevaluată. Acum. Depinde fiecare cum, cum își face calculele și unde crede că poate să ajungă această companie. Însă trebuie avut în vedere că majoritatea clienților iHand au fost afectați de această creștere de dobândă, deoarece produsele pe care le comercializează iHand se adresează componente din societate care nu deține un capital atât de mare și cred că folosea creditul pentru achiziționarea telefonelor. Creditele s-au scumpit în ultima perioadă, dobânzile au crescut. Creditele urmează să devină din nou accesibile anul viitor, cel mai probabil, sau în anul 2025 cu siguranță. Pentru că inflația scade, BNR-ul urmează să scadă dobânda, asta înseamnă că lumea va, va avea acces la creditare mai ușor. O altă companie despre care nu am mai vorbit până acum, dar cred că a venit momentul să ne uităm și peste ea, este Hidroelectrica a avut o creștere de 16,67% de când s-a listat până, până pe 11 decembrie. Companie solidă din punct de vedere tehnic, nu avem foarte multe date, vedem că după primele câteva zile de tranzacționare volumele au scăzut. Este destul de overbought în momentul ăsta, 68% vedem RSI-ul. Nu știu dacă este un punct bun de intrare, mie nu mi se pare atractivă compania aceasta, mai mult mă atrage iHunt, ca să fiu sincer, decât o astfel de, de companie. Nu văd perspectivele ei pe, pe termen lung și mi se pare că este o companie în care toți banii ies prin dividende, dar vom vedea cum evoluează hidroelectrica în momentul acesta. Mie nu mi se pare o investiție bună. Cel puțin acum, cu siguranță, poate dacă va va scădea la un RSI sub 30, atunci poate că mă gândesc cel puțin pe termen scurt la o investiție în hidroelectrică. Cifrele arată excepțional. Price per earning 8, față de price per earning pe care l-am văzut înainte, price per sale 4,49. Este evaluată corect în acest moment din punct de vedere al multiplicatorilor, însă va putea oare să păstreze aceste cifre? Mă uit la rezultatul din 2020, este de aproape 3 ori mai mic față de 2022. Ce s-a întâmplat în, din 2020 până în 2022? A crescut prețul energiei electrice, s-au mutat foarte mulți consumatori casnici la hidroelectrica oare vând mai multă energie sau au schimbat clienții, clienții mari, clienții persoane juridice cu clienți persoane fizice, vom vedea. Și eu sunt client hidroelectrica de aproape șase luni, încă nu am primit nicio factură de la ei. Asta îmi dă de gândit. Pe de altă parte, statul român, acționar principal, mie personal nu-mi plac companiile care au management de stat, și cu asta vreau să închei cu hidroelectrica. Vom vedea pe viitor, poate că dacă va ajunge over sold la un moment dat, poate, poate că va fi o, un trade interesant, dar mie pe termen lung compania aceasta nu mi-inspiră nu mi încredere. Sper să-mi schimb părerea pentru că este printre puținele companii cu volume de la BVB. Și ultima companie la care ne uităm și care a avut această creștere de 5% luni este Teraplast. Teraplast, o companie pe care am avut-o în portofoliu mult timp, o companie care îmi place, cu siguranță, are un management excepțional și un management în care putem avea încredere. Dacă managementul Teraplast s-a mutat la hidroelectrica, cu siguranță ar deveni interesantă pentru mult mai multă lume, dar probabil că nu este posibil așa ceva. Teraplast a scăzut de mult, de mult, de mult. Cea mai mare scădere a survenit în urma vânzării unei bucăți din companie, Terastil, dacă mi-am amintesc bine. Am făcut o sumedenie de episoade referitoare la Teraplast. Pare că este în revenire Teraplast. mi amintesc din, din scrisoarea acționarilor că ei sunt optimiști pentru acest final de an. Cifrele arată Destul de rău, o scădere clară în ultimii, în ultimii ani. Iată, 2022 este sub profitul din 2018. Dacă luăm în considerare profitul din 2022, profit pe care conducerea susține că îl va obține la, până la finalul anului, dacă luăm în considerare acest profit, 15 milioane versus 1,1 miliarde. Cred că înseamnă undeva pe la 70 price per earning. 70 price per earning comparativ cu ceea ce am afișat la început, iHunt care avea sub 7. Nu știu ce să vă zic, dar pentru Teraplast cred că, cred că merită făcut o analiză pentru că Teraplast cu siguranță are, un, are o șansă în plus față de alte companii prin prisma conducerii. Pentru că această echipă de management a demonstrat în trecut că poate să obțină niște rezultate excepționale, probabil că odată cu scăderea dobânzilor și odată cu revenirea tranzacțiilor imobiliare și a construcțiilor, pentru că în acest moment există o scădere și în piața de construcții, probabil că în acel moment Teraplast va, va reveni la niște raportări mai atractive, să spunem, și poate că și-a atins batămul în această perioadă. Nu avem informații despre cine a cumpărat sau cine, sau ce fond de investiție a achiziționat sau ce, ce persoană a achiziționat acțiuni la Teraplas, dar poate să fie un sem. Există întotdeauna, în piața de capital, cred că, de, de, la, de fapt, de la ultima criză financiară care a fost în. 2008 planează asupra pieței de capital o oarecare probabilitate a unei crize financiare. Există posibilitatea unei recesiuni. Recesiune înseamnă să avem o, un, o creștere negativă a produsului inter brut timp de două trimestre consecutiv. Aceasta nu înseamnă criză financiară, nu se termină lumea. Cred că dacă am avea o astfel de scădere. A produsului intern brut, am putea avea și o scădere pe, pe bursă, dar nu m-aș aștepta ca anul viitor, an electoral, să, să vedem așa ceva, pentru că, în momentul în care avem o scădere pe, pe PIB, această problemă se rezolvă destul de ușor. Se injectează capital în piață, se scad dobânzile și problema este rezolvată. Din acel punct, toate. Toate piesele de capital au tendința să crească pentru că se injectează bani în piață. Dar vom vedea, este imposibil să anticipăm ce, ce vor gândi și ce vor face oamenii care conduc finanțele acestei țări. Aștept în comentarii și părerea voastră. Vă mulțumesc, ne revedem în episoadele următoare pe curând.